Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă arăt ce mașini am găsit în piața auto din Arad. O să verific câteva dintre ele și pe car vertical. Dacă nu sunteți abonați și vreți să fiți la zi cu prețurile mașinilor second-hand din Germania, mai nou și din România, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și dacă vă place ceea ce fac, să dați un like și un share acestui videoclip. Deci, cum vă spuneam, astăzi o să vă arăt ce mașini se găsesc în piața auto din Arad, la ce prețuri se vând. Am găsit câteva mașini cu kilometri dați înapoi, câteva mașini cu daune, dar să vă spun și părerea mea despre mașinile care se vând în România, care au kilometri dați înapoi și care au daune ascunse. În primul rând, în România, cea mai mare vină o au cumpărătorii, deci cei care cumpără mașini și nu cei care le vând. Pentru că persoanele care cumpără mașina vor de la mașină să aibă kilometri cât mai puțini, să fie full option, să arate impecabil, să nu aibă nici cea mai mică zgârietură, toate astea la un preț mic. Să vă dau și eu cel mai bun exemplu. Primesc o mulțime de mesaje. Salut, uite, caut un BMW Serie A3, un Audi A4, un Passat, na, și așa mai departe, care să aibă interior din piele, navigație, să aibă trapă, să nu fie mai veche de 2008, să nu aibă mai mult de 180.000 de kilometri și am un buget de 3.000 de euro. Băi, deci nici nu știu ce să fac, să râd sau să plâng. Adică cum poți să ai atâtea pretenții când tu ai un buget atât de mic, da? Adică este clar, dacă vrei o mașină la banii aceștia, ori trebuie să te reorientezi către o altă mașină sau să-ți găsești una care nu are atât de multe dotări și să ai atâtea pretenții de la ea, ori accepți că a avut daune, că are kilometri dați înapoi. Deci din două una, clar. Spre exemplu, nu, tu ca vânzător, dacă vrei să vinzi o mașină care are 300.000, 350.000 de kilometri absolut reali, fie că este o mașină din 2006 sau 2015, tu nu o să o vinzi niciodată. Nu știu, pe mulți îi sperie numărul mare de kilometri, gata, mașina are peste 300.000 de kilometri sau 250.000, este bună de aruncat la gunoi. Dar în schimb, dacă mașina are în bord 200.000 de kilometri, dar ea în realitate are 400.000 de kilometri, pua, este mașina perfectă, are 200.000 de kilometri, nu, ce mai contează că îs real sau că nu îs real, are 200.000 de kilometri în bord. Deci pur și simplu nu are nici cea mai mică logică, da? Adică îți place să vezi că mașina are în bord 200.000 de kilometri, dar ea de fapt are 400.000 de kilometri, nu? Adică prefer să fii mințit decât să vină vânzătorul să spună, bă frate, uite, asta e mașina, are 350.000 de kilometri, mașina merge foarte bine, nu are niciun fel de problemă, mergem unde vrei tu să o verifici. Deci vedeți, de aici vine cea mai mare problemă din partea cumpărătorilor. De multe ori kilometri nu se dau neapărat în România, multe mașini pleacă cu kilometri dați înapoi din Belgia, din Olanda, Germania, Franța, din toate țările, da? Deci concluzia ar fi, dacă și în România s-ar aprecia mașinile care sunt în stare bună, care au kilometri reali, fie 150.000, fie 400.000 de kilometri, da? Și s-ar vinde la prețul corect, adică prețul să fie raportat la numărul de kilometri, la dotările pe care le are mașina, vă spun eu că nu s-ar mai aduce astfel de mașini. Deci, cum vă spuneam, cea mai mare problemă din punctul meu de vedere este la cumpărători, nu la cei care vând mașini. Cei care vând mașini pur și simplu se adaptează la piață. Deci de asta spun, tot voi, cei care cumpărați mașini, puteți să schimbați piața dacă vreți lucrul acesta. Haideți că deja am vorbit foarte mult, sunt curios ce părere aveți voi despre ce am discutat până acum, care este opinia voastră. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Nu vă mai plictisesc, înainte să începem, dați un like și haideți să vă arăt ce mașini am găsit. Prima mașină pe astăzi ar fi această Skoda Octavia din 2006. Mașina se află într-o stare destul de bună. După cum ați văzut, este deja înmatriculată în România, are numere de Argeș, deci nu mai trebuie să vă bateți capul cu alte acte sau să efectuați rarul. Are senzor de parcare pe spate, îmi place foarte mult culoarea de la exterior. Vine cu jante pe 16, sunt de pe un Audi. Interiorul arată destul de bine, iar ca dotări avem clima automată pe două zone, încălzire în scaune, doar două geamuri electrice. Deci pe ansamblu, na, este o Skoda Octavia destul de bine echipată, doar că prețul mi se pare puțin cam mare. V-am spus, mașina este din 2006, are motorul de 1.9 diesel 110 cai, despre kilometri nu avem nicio informație, iar prețul este de 3.300 de euro.
Bun, avem și raportul, deci din start s-a umblat la kilometraj, nu are accidente, avem și un istoric destul de desfășurat, mașina a fost adusă din Finlanda, diagrama pentru kilometri parcurși, vedeți și voi, este desfășurată, prima oară s-au dat în 2016 aproximativ 35.000 de kilometri înapoi, mașina se afla atunci în Finlanda, iar a doua oară s-au dat aproximativ 55.000 de kilometri când mașina a ajuns în România, asta se întâmpla în 2018, poate de atunci s-au mai schimbat încă 2-3 proprietari. Deci vânzătorul care vinde acum mașina nu are nici cea mai mică idee că s-au dat sau nu kilometri înapoi. Aici avem un Golf 6 din 2010, mașina a fost recent adusă, doar că nu se știe exact țara de proveniență pentru că nu am primit nicio informație. Mașina se află într-o stare destul de bună, are o evacuare sport, senzor de parcare pe spate, este varianta cu 4 ruși pentru că în România doar varianta cu 4 ruși se caută. Vine cu jante pe 16, anvelopele sunt destul de ok. Interiorul arată destul de bine, iar ca dotări avem încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice. Deci este un Golf 6 cu dotările pe care le caută cam majoritatea persoanelor. În rest, vedeți și voi, mașina arată destul de bine. Este din 2010, are motorul de 1.4 benzină, 122 de cai, este Euro 5. Despre kilometri nu avem nicio informație, aici v-am lăsat și seria de șasiu dacă vreți să o verificați, iar prețul este de 5.350 de euro negociabil. Următoarea mașină ar fi această Alfa Romeo 159 din 2006, mașina se află într-o stare destul de bună, doar că nu știu cât puteți voi să vă dați seama din videoclip, aripa aceasta are o mică îndoitură în dreptul roții, nu știu, poate a fost lovită la un moment dat și nu a fost reparată cum trebuie, dar per ansamblu mașina arată bine, îmi place la fel culoarea de la exterior, vine cu jante pe 17, anvelopele sunt destul de bune. Interiorul chiar arată foarte bine, iar ca dotări avem clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, îmi place foarte mult combinația de culori din interior. Deci este o mașină pentru cineva care nu are un buget foarte mare și își dorește un model care să arate bine. Deci v-am spus, mașina este din 2006, are motorul de 1.9 diesel, 150 de cai, la fel despre kilometri nu avem nicio informație, iar prețul este de 3.700 de euro. Aici avem o Skoda Superb din 2016, sper că ați văzut și voi, are numere de înmatriculare din Franța, deci este clar de unde a fost adusă. Aici este lacul sărit sau vopseaua, cel mai probabil la un moment dat a fost lovită. În orice caz, prețul cerut pe acest Superb este suspicios de mic, adică nici în România nu o să găsești o mașină ca aceasta la prețul acesta, să nu mai vorbesc de Germania. Interiorul arată bine, iar ca dotări are aer condiționat, 4 geamuri electrice, pilot automat, deci este un Superb destul de standard, nu are comenzi pe volan, nu are navigație. În orice caz, dacă ai vrea să cumperi mașina asta, cel mai bine ar fi să te duci undeva să o verifici, să o verifici cât mai bine. Deci este din 2016, vedeți și voi, despre motor nu avem nicio informație, dar mă gândesc că este cel de 2000 diesel. Nici despre kilometri nu avem nicio informație, aici aveți seria de șasiu, iar prețul este de 9.200 de euro. Aici avem un BMW seria 3 din 2008, este varianta cabrio sau mai pe scurt un BMW E93. La prima vedere mașina arată destul de bine, are M-pachet care presupun că este de fabrică, a fost adusă din Italia, vedeți și voi, are numere de înmatriculare de acolo, doar că nu știu dacă mai sunt valabile sau nu. Vine cu jante pe 18, anvelopele ar trebui înlocuite. Interiorul arată foarte bine, iar ca dotări avem scaune din piele încălzite, clima automată pe două zone, volanul M cu comenzi pe el. Din păcate nu are navigație, deci ăsta ar fi cam cel mai mare minus la acest BMW. Din această cauză, cred că o să se vândă și puțin mai greu, pentru mulți contează navigația la acest model. Deci mașina este din 2008, are motorul de 2000 diesel, 177 de cai. Despre kilometri nu avem nicio informație, iar prețul este de 9.300 de euro negociabil. Aici avem un Volkswagen Touran din 2008. Din câte am văzut, în România acest model este foarte căutat. Sunt multe mașini puse la vânzare, multe persoane le caută. Modelul de față arată destul de bine, are senzor de parcare pe spate. Îmi place foarte mult culoarea de la exterior, în plus de asta este și versiunea cu 7 locuri, are jante de tablă, anvelopele sunt destul de bunicele, avem și geamul deschis ca să filmez mai bine,
Interiorul arată ok, ca de tare avem încălzire în scaune, clima automată pe două zone, 4 geamuri electrice. Deci este o mașină pentru o persoană care are un buget redus și are nevoie de un model care oferă mult spațiu la interior. Deci este din 2008, are motorul de 1.9 diesel 110 cai, la fel despre kilometri n-avem nicio informație, iar prețul este de 4.600 de euro. Următoarea mașină ar fi acest Mercedes ML din 2009, este varianta facelift. La fel și mașina asta a fost adusă din Italia, nu știu sigur dacă numerele mai sunt valabile sau nu. Am observat că în piața auto din Arad sunt multe mașini aduse din Italia. Mercedesul de față, vedeți voi, mai are nevoie de puțină atenție, nu este o mașină perfectă. Are jante pe 17, anvelopele sunt în stare bună. Interiorul arată bine, are scaune din piele cu alcantara încălzite, navigație, clima automată pe două zone, comenzi pe volan. Na, până la urmă este un Mercedes ML, este normal să vină cu atâtea dotări, are și farurile cu xenon. Deci chiar dacă este o mașină destul de accesibilă, cele mai mari probleme ar fi la taxe și întreținere. Este din 2009, are motorul de 3000 diesel 220 de cai, dacă mi-aduc aminte, 300.000 de kilometri, iar prețul este de 8.000 de euro. Ce spuneți, ați da 8.000 de euro pe acest Mercedes? Aici avem un Passat B6 din 2009, știm cu toții este una dintre cele mai îndrăgite mașini de către români. Nu știu dacă observați, dar aripa din spate a fost revopsită, se vede foarte clar. Mașina a fost adusă din Germania, are numerele de sol valabile până în decembrie anul acesta, dar pe ansamblu nu arată rău. Vine cu jante pe 16, anvelopele sunt destul de ok. Interiorul arată bine, iar ca dotări avem încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, cotieră. Deci este un Passat destul de ok echipat. Nu știu dacă vedeți, dar în anumite locuri de pe capotă începe să se exfolieze lacul. Cel mai probabil a fost revopsită la un moment dat. Deci este din 2009, are motorul de 1.9 diesel 110 cai, 217.000 de kilometri. Aici aveți și seria de șasiu ca să nu spuneți că vă arăt alt raport. Iar prețul este de 4.150 de euro. Bun, acesta este raportul pentru Passat. Din start a avut accidente, daună detectată în 2017 în Germania. Deci în 2017, în luna 3-a când a fost detectat accidentul, mașina avea 274.000. Să zicem că până în 2020 a mai făcut 40-50.000, deci are undeva pe la 310-320.000 de kilometri, iar în anunț mașina are 217.000 de kilometri. Dauna din Germania a fost între 3.000 și 5.000 de euro. Bun, deci cel mai bun exemplu ar fi Passatul de față. Dacă vânzătorul ar fi vrut să vândă mașina cu 320.000 de kilometri, cât ar fi avut de fapt mașina, nu ar fi vândut-o niciodată, chiar dacă ar fi vândut-o din start cu 3.600-3.700 de euro, pentru că până la urmă este normal, trebuie și el să câștige ceva. Dar el de fapt este pur și simplu obligat să reducă numărul de kilometri, pentru că altcumva nu s-ar cumpăra mașina. Aici avem un Mercedes CLS din 2008, mașina este înmatriculată în România, deci nu mai trebuie să-ți bați capul cu alte acte, doar că cea mai mare problemă ar fi la impozit, pentru că din câte am înțeles este în jur de 2000 de lei. În orice caz, mașina arată destul de bine, îmi place foarte mult culoarea de la exterior, este destul de rar întâlnită pe un CLS. Interiorul arată foarte bine, avem scaune din piele cu reglaje electrice încălzite, navigație, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, na, este un CLS. Deci pe ansamblu este o mașină faină, doar că din păcate are costuri mari de întreținere, taxele sunt mari, deci nu este o mașină pentru oricine. Am spus, este din 2008, are motorul de 3000 diesel 220 de cai, 270.000 de kilometri, iar prețul este de 8.000 de euro. Aici avem un Passat din 2018 care a fost adus din Germania. Mașina arată destul de bine la exterior, doar că se vede clar că anumite componente au fost revopsite, nu au nicio zgârietură. Acum o să urmeze veșnica întrebare, voi ce mașină v-ați cumpărat din acest videoclip? Care credeți că merită? Care credeți că nu merită? Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Interiorul arată ca nou, iar ca dotări avem navigație, încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice. Dacă vreți să vedeți cât costă o anumită mașină în Germania, puteți să-mi lăsați mai jos un comentariu. Mă puteți găsi și pe Instagram la Autorate Germania, acolo postez diferite poze.
Am spus, mașina este din 2018, are motorul de 2000 diesel 150 de cai, este Euro 6, are 174.000 de km, aici aveți seria de șasiu dacă vreți să o verificați, iar prețul este de 12.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.